Nu sunt, eu. Nu. De data asta sunt Adi Nartea, exact, și tu ești Dorotea Petre și suntem împreună aici, pentru toată lumea, da? Voi sunteți pregătiți? Regia este pregătită? Suntem gata? Ești gata? Sunt gata. Facem o numărătoare, să dăm start evenimentului? Hai. Un 5? 5! 4, 4 3, 2, 1, 0! Imaginează-ți că suntem în 2035 și că ne uităm înapoi la anul 2020 și la felul în care acesta a schimbat sistemul de educație din România. Pandemia globală a lăsat o treime din copiii din întreaga lume în afara sistemului de școlarizare și ne-a arătat cât de nepregătiți suntem pentru era digitală în care trăim. Criza a creat inechități mai mari decât oricând până acum într-o țară în care unul din cinci copii părăseau oricum școala timpuriu. A scos însă la iveală și unele dintre cele mai remarcabile reușite de mobilizare, prin care profesori, învățători, educatori, părinți, municipalități, companii și o întreagă comunitate din jurul școlilor și-au unit forțele și resursele pentru a găsi soluțiile necesare. Privind la unul dintre cei mai grei ani, vom putea spune că am reușit să transformăm provocările în oportunități și să creăm împreună premisele cele mai importante pentru transformarea educației din România? Gala premiilor pentru directorii anului 2020 aduce împreună școlile care au făcut cu adevărat o diferență pentru elevilor și unește sute de directori de școli, zeci de organizații care lucrează în educație și peste 300 de lideri din business, pentru ca împreună să găsim inspirație, exemple remarcabile și șansa de a aduce resursele noastre împreună. Alătură-te celei mai mari mobilizări pentru transformarea educației din România. Educația nu mai poate aștepta. Educația are nevoie de lideri. Exact. Exact. Foarte bine spus. Vom putea să transformăm provocările în oportunități. Asta este întrebarea de bază care începe din această seară. Suntem aici să răspundem la întrebarea ce ar trebui să facem ca să creăm împreună premisele cele mai importante pentru transformarea educației în România aici și acum, de acum înainte. Este seara în care aducem împreună două comunități, directorii de școli și ONG din educație și companiile din sectorul privat. Această transformare este o miză comună și cu ONG-urile și cu companiile, cu toate organizațiile. Împreună putem să facem și să provocăm această modificare a sistemului. Avem nevoie unii de ceilalți. Modernizarea educației este cea mai mare responsabilitate a generației noastre și este un proiect de națiune. Necesită inteligență colectivă și colaborarea noastră a tuturor. Ce este special la această gală? Este faptul că pentru prima dată cele mai importante camere de comerț și grupuri și publicații de business au făcut front comun pentru această singură cauză, pentru a susține modernizarea educației în România. Am mobilizat cea mai mare comunitate de business pentru educația din România. Puteți vedea pe ecranele noastre cele 15 camere de comerț și organizații partenere din business care s-au alăturat acestui demers. Datorită lor am reușit să creăm această mobilizare fără precedent. Ne-am întâlnit în această seară și să sărbătorim, dar nu doar pentru asta, ci ca să vedem cum ne putem implica și cum putem susține cu toții. La finalul galei urmează să cunoaștem harta companiilor care au puterea să schimbe educația în România. Până la final, nu? Până la final puteți să ne scrieți pe un chat. În platforma noastră de live streaming puteți găsi o secțiune interactivă în care noi am pus o întrebare. Ce am putea să facem în acest an școlar ca să transformăm provocările în oportunități? Dacă ești live pe Facebook, te rog să ne scrii în feed-ul de Facebook. Și dacă auziți un zumzet în acest moment, cu siguranță a început să plouă.
Sunt sigur că asta înseamnă bogăție, nu? Asta înseamnă că schimbarea începe din această seară. Ok, ce este AVE? Asociația pentru Valori în Educație. Reprezintă cea mai mare comunitate de lideri de business care se implică în transformarea educației. Până acum, din această comunitate fac parte 200 de directori, manageri și antreprenori și 95 de companii. AVE s-a implicat în 2016 în modificarea normelor din legea educației, cea în care directorul de instituție trebuia să stea de școală, de liceu, putea să stea într-un mandat de 4 ani de zile. Ulterior a construit Academia de Leadership și Management Școlar pentru Directori. În total, 611 directori au trecut până acum prin programele AVE și fac parte din comunitatea de directori de școală ai AVE. AVE este cofondator și coordonator al programului Edu Networks. Împreună cu alte 8 ONG-uri partenere, este o alianță, de 8 ONG-uri care lucrează împreună pentru a moderniza școlile din România. De ce este importantă AVE pentru directorii, munca noastră cu directorii de școli? Pentru că este nevoie să celebrăm poveștile de succes și să-i cunoaștem pe oamenii care fac diferența pentru elevii din întreaga școală. Cu atât mai mult într-un an atât de greu ca acesta. În spatele provocărilor, care sunt atât de mediatizate în ultima vreme, se ascund și multe reușite. Iar în spatele acestor reușite stau unii dintre cei mai pasionați și mai determinați lideri. Gala premiilor pentru directorii anului se află la a patra ediție, iar scopul ei este acela de a-i sărbători pe oamenii care fac lucrurile să se întâmple în lipsa resurselor. Anul acesta, mai mult decât oricând, este relevant să cunoaștem oamenii care fac multe din foarte puțin sau rai din ce ai. Directorii pe care îi veți cunoaște au reușit totuși să găsească soluții autentice la dificultățile și decalajele pe care le cunoaștem. Atunci când spunem școli, ne referim la toate instituțiile educaționale din România, grădinițe, școli primare, gimnaziale, licee teoretice sau tehnologice, învățământ special de stat sau școli private. Probabil vă întrebați de ce directorii de școală. Pentru că ei sunt lideri în comunitatea lor. Cum spuneți și voi în companiile voastre, KOL, Key Opinion Leader. Acesta poate fi directorul școlii din comunitatea din care ați aparținut dumneavoastră sau din care aparțin copiii care au nevoie de educație. Studiile PISA publicate de OECD în 2015 arată că rolul și responsabilitățile directorilor de școală pot avea cel mai mare impact în îmbunătățirea rezultatelor educaționale ale elevilor. Mai precis, munca directorilor de școli este primul și cel mai important factor care poate duce la progresul școlar al copiilor. De exemplu, poate influența competențele de scris și de citit ale elevilor, literație și analfabeți, digitalizare, promovabilitate, well-being, abandon, incluziune sau analfabetism funcțional. Iată-le, aranjate aici, frumos. Avem și vești bune. În școlile în care AVE lucrează, învață 97.000 de copii și lucrează 6.000 de profesori. Avem trei povești de succes din ultima promoție a Academiei. Director Elena Stănișor de la Școala Gimnazială Ion C. Constantinescu din Roești, județul Vâlcea, a crescut prezența online a elevilor din martie până în iunie de la 35% la 98%. Director Cristiana Bitică de la Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Pleșoianu din Râmnicu Vâlcea a crescut de la 0% la 42% de promovabilitate la bacalaureat. Director Crisalinda Irimia de la Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Bacău a atras 40.000 de euro pentru laboratoarele și atelierele de instruire practică. Acești directori sunt absolvenți ai Academiei de Leadership. Dacă vă simțiți inspirați și vreți să aveți rezultate ca acestea în 2021, vă așteaptă 200 de locuri disponibile. Cele trei sunt, practic, niște exemple pentru noi toți și pentru cei care vor să participe la acest program. Și după cum ai spus, sunt 200 de locuri. În continuare,
Aș vrea să îl cunoaștem împreună pe președintele AVE, Managing Partner KM Trust Group. Și am să vă rog să îl aplaudați, de fapt, iertați-mă, eu sunt obișnuit cu evenimentele live ca să cer aplauze și să... Dar cu siguranță puteți să faceți asta și în fața ecranului, unde vă aflați, sau să ne susțineți energetic, dacă se poate așa. Doamnelor și domnilor, în continuare alături de noi, domnul Radu Manolescu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Spuneam că e nevoie de lideri și că educația are nevoie de lideri. Mă refer nu numai la directori de școli, ci și la profesori și la comunitatea de business, pentru că leadership-ul nu ține de funcție, ci ține de calitatea profesională și umană. Mă bucur să vă introduc în avans pe cei 150 de ambasadori din țara educației, așa cum frumos spunea domnul Ivan Pațaichin într-o postare recentă. Sunt oameni de business și din comunitatea civilă care au ales să susțină misiunea noastră și să sprijine educația. Am discutat recent și văzând și prezența la vot, simt că multă lume e dezamăgită și crede că rezultatele educației se, și așa și este de fapt, se obțin pe termen mediu și lung. Și puțină lume mai are răbdare. Cred însă că dacă am ales să rămânem aici, în țară, și, sau dacă oriunde am fi, am ales să rămânem legați de țară, cred că avem puține variante. Una este să continuăm să ne plângem și să blamăm pe cei care ar trebui să sprijine educația și nu o fac cum trebuie, sau am putea să ne implicăm personal. Și cred că e, dacă prima variantă nu face bine nici la sănătate, a doua este singura șansă pe care o văd în România, și anume să implicăm comunitatea de business civilă în a sprijini o misiune nobilă cum e cea a educației. Vă mulțumesc și le mulțumesc încă o dată ambasadorilor și comunității de business și nu numai, care a ales să sprijine acest demers al AVE și al educației și al țării. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi, Dan! Directorii de școală din România au realizări veritabile și este timpul să vorbim despre ele puțin mai mult, aș spune. Am descoperit oameni excepționali cu realizări fantastice, indiferent de contextul legal, de curriculum sau de contextul școlar din care ei aparțin. Astfel, după cum ați văzut deja, avem 4 mari categorii de premii, iar aceste premii sunt un semn de recunoștință și de motivare pentru toți ceilalți pentru a merge mai departe și a continua, practic, acest proces care, cum spunea și Radu, se cere a fi, practic, cu un rezultat cât se poate de rapid în condițiile în care educația e pe termen mediu și pe termen lung. Noi trebuie acum, de ieri, dacă putem să facem schimbarea. Așadar, cele 4 categorii de premii sunt așa: inovație, antreprenoriat, egalitate de șanse și directorul anului 2020. Procesul de selecție a fost deschis pentru toți directorii de grădinițe, de școli sau de licee, indiferent că ele au fost de stat sau au fost private. Toate au fost incluse în acest proces în toată țara. Așadar, premiul directorul anului 2020 pentru categoria inovare. Pentru acest premiu, am avut o comisie formată din Liviu Zamfir de la Systematix, Nicoleta Deliu Pasol de la BCR, Corina Berec-Meri Svarco, Paul Apostol de la Digital Nation, Monica Tamaș de la Unilever. Așadar, după cum bine ați observat, pentru fiecare premiu avem câte o comisie bine desemnată de experți și pentru această primă categorie, inovare,
O vom ruga pe Head of Communication BCR România, pe Nicoleta Deliu Pasol, să înmâneze acest premiu. Ne aude? Oare? Să vedem? Ce se întâmplă, oare? O problemă de conexiune? Nu-i nimica, o așteptăm. Încă o dată, să vă spunem. Să continuăm? Deci, după cum v-am spus, sunt patru mari categorii și în acest moment ne aflăm la categoria inovație. Iar pentru fiecare categorie în parte este câte o comisie desemnată, iar unul dintre membrii acestei comisii va decerna premiul la fiecare categorie în parte. Prima categorie este categoria de inovație și o avem în acest moment pe Head of Communication BCR România, Nicoleta Deliu Pasol. Bună, Nicoleta! Bună tuturor, yes. Mă bucur că am reușit să fiu aici. Le-am dat un pic de emoții colegilor din organizare că mi-a căzut conexiunea de 3 ori până acum, dar acum cred că suntem bine, ne auzim. Da, nimic, improvizăm noi dacă nu, e în regulă. Exact, inovăm, că despre asta vorbim, despre inovație. Am schimbat 3 device-uri, noroc că le-am avut la îndemână de data asta. Foarte tare. N-o să prelungesc așa foarte mult emoțiile, pentru că știu că lumea, toată lumea le are și eu le am de fiecare dată. Chiar dacă acum vorbesc așa în fața unei tablete, simt cumva tot ce este în spatele acestui eveniment și toate emoțiile pe care oamenii le au așteptând să vadă dacă au câștigat. Să știți că pentru mine, eu am fost prima oară anul ăsta în juriu, dar a fost o experiență extrem de interesantă, pentru că așa cum spuneam la un moment dat, anul ăsta a venit așa cu foarte multe lucruri nu atât de pozitive, mai ales când vorbim de educație, foarte multe probleme. Le-am văzut și eu și la prieteni apropiați acasă, în familie, am și citit despre ele în presă, așa, citind toate lucrurile pe care le-au scris cei care și-au depus candidaturile anul ăsta, recunosc că m-am umplut așa de optimism. Mi-am dat seama că se poate. Știam asta și știam că de fiecare dată există undeva oameni care sfințesc locul, dar e atât de bine ca din când în când să ți se reamintească lucrurile astea. Așa că juriul la categoria noastră s-a uitat așa. Ca persoana respectivă să fi găsit un model inovator, bineînțeles, un model deosebit în afara modului obișnuit de a face lucrurile, să dea dovadă de calități de leadership, pentru că inovația, ca să poată să se întâmple, ai nevoie să îi convingi pe oameni și atunci asta, puterea de convingere, cred că e unul dintre cele mai importante caracteristici ale unui lider. Și că a dezvoltat acțiuni în afara modului standard de a le face, ceva cu tot nou, că până la urmă asta înseamnă inovație. Astea sunt lucrurile la care ne-am uitat și am și găsit pe cineva care a îndrăznit să facă foarte, foarte multe lucruri interesante. Și câștigătorul acestui premiu ce a făcut, acum o să citesc ca să fiu sigură că vă spun absolut toate lucrurile nemaipomenite. A digitalizat întreaga școală, atât administrativ cât și procesul educațional. Școala implementează programe de problem-based learning în STEAM. 90% dintre profesori au urmat module avansate de formare a competențelor digitale. A introdus 2 specializări noi pentru elevi, iar abandonul școlar este de 0%. Cred că astea sunt lucruri nemaipomenite. Atât o să spun deocamdată, vă las pe voi. Păi nu vrei să ne spui care e câștigătoarea? Vrei să o spunem noi? Eu zic am că mai bine o spui tu, Nicole. Mai întâi vedem un video cu toate lucrurile astea, că eu le-am spus, dar trebuie să le vedem, să le și vedem. Că știi cum e, o imagine convinge mult mai mult decât un cuvânt. Corect.
Ca profesor de informatică, mi-am dat seama cu ceva ani în urmă că viitorul înseamnă tehnologie digitală, respectivă educație digitală. De aceea, pentru elevii, am deschis un club de programare Coder Dojo cu 4 ateliere, Arduino, Microbit, programare web și Scratch. Pentru personalul nedidactic, didactic și auxiliar, de asemenea, am inițiat o serie de activități în sensul implementării unei educații digitale. La secretariat am introdus o aplicație prin care actele de studii sunt imprimate și scrise automat, electronic. La contabilitate, de asemenea, programe de contabilitate. La bibliotecă, un registru online în care se ține evidența cărților. Pentru cadrele didactice am recomandat și am participat eu însămi la multe cursuri din domeniul TIC și domeniul roboticii, astfel am fost selectate pentru cursuri la Agenția Spațială Europeană din Belgia, la care am participat 3 persoane la un curs de robotică. Anul acesta, alături de alte 4 școli, am fost școală pilotă în implementarea unei metodologii Designing Our Tomorrow, realizată de Universitatea Cambridge pentru stimularea creativității elevilor în domeniul STEM. Doamnele învățătoare au fost la cursuri organizate de Asociația TechSoup Îndreptar Digital. În această perioadă cu pandemia ne-am bucurat și am fost privilegiați de faptul că doamna este o specialistă în acest domeniu și ne-a sprijinit pe fiecare în parte, dacă am avut nevoie. Faptul că a fost așa ca un imbold pentru noi, prin propriul exemplu, doamna director a făcut ca toate lucrurile să meargă din ce în ce mai bine în liceul nostru și să se și vadă aceste rezultate. Clubul de Scratch ne-a dat oportunitatea nouă ca profesori, dar și copiilor, să învățăm atât de multe lucruri, să devenim creativi, să ne dezvoltăm abilitățile necesare secolului 21. Mie îmi place Scratch deoarece facem lucruri creative și animăm povești pe care le ador. Este un website care poate să te ajute să înveți un pic să programezi. Facem multe proiecte și multe chestii frumoase. Este o onoare pentru noi să lăsăm în grija acestei persoane copiii noștri și să știm că ceea ce întreaga țară își dorește, aici în Valea Doftanei se poate face. Copiii sunt dornici să ne luăm activitatea și să participăm în continuare la aceste activități. E adevărat! Doamne, ce îmi lipsesc aplauzele, iertați-mă, dar chiar îmi lipsesc aplauzele în momentul ăsta. Eu sunt exact sigur că sunteți mândri. Exact asta vreau să spun și eu. Dar cred că de acasă toți o aplaudăm pe doamna Steluța Elena Pralea, directorul anului 2020 pentru inovare de la Liceul Tehnologic Carol I, Valea Doftanei din Prahova. Un exemplu și inspirație pentru noi toți. Mulțumim! Sărut mâna, felicitări! Bună seara! Seara, mă auziți? Vă auzim, felicitări! Bună seara, mulțumesc mult de tot, am foarte mari emoții. Ne-am înscris cu gândul că avem o șansă să câștigăm un premiu la acest concurs, nu ne așteptam să fim chiar pe podium. Mulțumim Asociației AVE că
scuzați-mă, că ne-a dat această șansă să ne prezentăm școala, să prezentăm realizările oamenii care sunt în această școală și în această comună. Vă mulțumim mult de tot și pentru șansa care ne-ați dat-o și mai ales și pentru faptul că suntem pe podium. Sunteți un exemplu pentru noi toți și pentru toți cei care vor să facă parte din, din AVE. Mulțumim foarte mult! Este impresionant ce am văzut. Da. Diverselor asociații care ne-au oferit cursurile de formare, proiecte, programe în care ne-au implicat și aș vrea să menționez aici Asociația TechSoup cu programele Predau Viitor și Îndreptat Digital, Agenția Spațială din România, Agenția Spațială Europeană, cluburile Coder Dojo din țară și programul Al Viitor oferit de Microsoft. De asemenea, Casa Regală ne invită în fiecare an la activități deosebite. Inspectoratul Școlar, Casa Corpului Didactic, le mulțumim tuturor. Toate au contribuit la formarea noastră și la dezvoltarea învățământului din Valea Doftanei. Și noi le mulțumim. Elena, în școala pe care o conduce, am văzut că 90% dintre elevi și dintre profesori au urmat module avansate de formare a acestor competențe digitale. Da. Și asta din asta a rezultat faptul că abandonul școlar este de 0%. Este impresionant. Da. Și te-aș ruga să ne spui ce legătură crezi că există între rezultatele acestea ale elevilor și faptul că profesorii folosesc pedagogii digitale. Da, resursele digitale sunt atractive pentru generația tânără, chiar de la vârste foarte mici, vârste fragede. În momentul în care le folosim în activitățile didactice, deja ele devin atractive pentru elevi, ei se implică cu mai multă plăcere, participă la lecții, își fac temele altfel atunci când pot folosi și tehnologia digitală. De asemenea, pe termen lung, mulți dintre ei aleg o carieră în domeniul IT sau chiar dacă aleg alte domenii, aplică ceea ce au învățat, aplică tehnologia digitală în domeniile pe care ei le urmează. Pe parcursul liceului, de exemplu, la turism, au firmele de exercițiu unde își creează firme virtuale și exersează activitățile reale, dar la nivel virtual, dintr-o firmă. De asemenea, cei de la mecanic forestier, de la învățământul dual, învață să folosească utilajele folosind simulatoare, ajutorul simulatoarelor. Au exersat și au învățat să folosească utilajele și cred că sunt atracții pentru ei să vină la școală, știu că au ce învăța. Este plăcut să învețe în acest mediu și probabil că acest lucru a contat mult atunci, în momentul în care avem abandonul zero. Știți cum era? Pe vremea noastră aveam internet cafeuri. Când eram eu mai adolescent, aveam internet cafeuri și de atunci spuneam, mamă, dacă aș putea să-mi fac lecția de matematică la internet cafe, cred că pe o parte îmbogățeam internet cafeurile și pe de cealaltă parte eu devedeam olimpic la matematică, sunt sigur de asta. Așa, pe asta ne-am bazat și noi, am zis să le oferim copiilor mediul acesta atractiv al tehnologiei, astfel încât ei să învețe și matematica, care e mai dificilă, și chimia, și fizica, și să învețe într-un mod plăcut. Mulțumim foarte mult și felicitări încă o dată! Mulțumim și noi! Mulțumim pentru inspirație, Elena! Mulțumim, Nicoleta! Ne vedem! Urmează să-i cunoașteți pe câțiva dintre directorii de companii care susțin deja AVE și pe organizațiile partenere din Edu Networks. Lidl este partener fondator pentru Academia de Leadership și Management Școlar și partener strategic Edu Networks. A investit 640.000 de euro în Edu Networks până acum și alți 200.000 de euro în Academia de Leadership. Doamnelor și domnilor, Communication and CSR Director Lidl România, Cristina Hanganu. Ia să vedem dacă este alături de noi. Eu sunt aici, dacă mă vedeți. Bună, Cristina, salut! Bună, Cristina! Bună! Toate bune acolo la tine? La tine a plouat, vreau să știu asta, în primul rând. Da, și-au crescut plantele. A nins un pic. Trebuie să ai grijă exact de plantele alea din spate, că... Na.
alea mai exotice, nu? Mai cu căldură. Da, da, sunt cu căldură. Păi de ce crezi că le țin în spate? Să-mi dea senzația că e încă vară. Corect. Bună strategie. Te ascultăm, Cristina. Ce aș putea eu să vă povestesc? Până la urmă, investițiile în educație de calitate sunt investiții în sustenabilitatea societății per ansamblu. Noi credem cu tărie că educația ar trebui să fie pe agenda tuturor, fie că activăm în business sau în sectorul public sau în zona de societate civilă. Asta pentru că educația de calitate este, dacă vreți, temelia oricărei societăți sustenabile. Fără oameni educați, oameni care până la urmă sunt, știm și noi, produsul unui sistem educațional, nu vom avea în viitor nicio economie mai sănătoasă, nici un sistem medical rezilient, nici o scenă culturală efervescentă, nici un mediu mai curat și lista poate să continue la nesfârșit. Până la urmă, toate lucrurile care țin de evoluția noastră ca societate și ca nație, țin în mare măsură de educație. Și ăsta este un lucru pe care vreau să vi-l povestesc, pentru că noi vi-l credem cu tărie în lucrul ăsta. În plus de asta, credem foarte mult în faptul că sustenabilitatea este un efort comun. Și aici nu este despre cine are logo-ul mai mare. Credem foarte mult că este despre a ne uni forțele pentru un bine superior al societății și dacă poate societatea apare așa un concept destul de puțin palpabil, să ne gândim că este pentru binele superior al generațiilor care vin după noi. Generații care sunt de fapt copiii noștri, nepoții noștri. Și cred că perioada asta ne oferă o oportunitate fără precedent, dacă vreți, de a ne uni forțele, atenția comercială și de a pune cumva mână de la mână să uităm că printre cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă a Națiunilor Unite se numără pe de o parte educația de calitate și pe de altă parte parteneriat pentru îndeplinirea acestor obiective. Cristina, spune-ne, te rog, care este foarte interesant, cum ai subliniat, legătura aceasta dintre educație și sustenabilitatea comunității. Te rog, spune-ne cum vede Lidl rolul companiilor private în educație. Cred că avem noi roluri multiple, dacă vreți. Și e cumva și în funcție de dimensiune, de know-how. Cred că ceea ce este important pentru noi în zona de business este să nu ne văităm, pentru că avem ce să facem. Și îi încurajez pe toți să-și sufle mânecile și să ne apucăm de treabă împreună. Și nu e vorba aici doar de bani, că nu este vorba doar de investiții strict financiare, este vorba despre a contribui cu diverse tipuri de resurse. Sunt companii care poate să contribuie în zona asta cu expertiză, cu posibilitatea de a da oportunitatea școlilor să-și trimită copii în practică. Sunt nenumărate modalități în care noi, ca business-uri, putem să contribuim. Apropo de aceste modalități, cu toții cunoaștem, practic, colaborarea între companii și ONG-uri. Dar cum este atunci când firmele colaborează între ele, adică companie și companie, să lucreze pentru acest scop comun al nostru, al tuturor? Ce părere ai despre, adică cum vede Lidl toată treaba asta? Că e vorba de concurență, este vorba de niște asocieri care probabil în mod comercial sunt mai delicate, probabil, nu știu ce zic. Aș putea să vă dau nenumărate exemple și nu doar din ultima perioadă în care companii aflate, cum să spun, într-o situație de concurență sau nu, și-au dat mâna pentru o cauză în care credeau.
Și asta, despre asta vorbeam. Sustenabilitatea nu este nici negociabilă, dar nici concurențială. Noi toți trebuie să lucrăm pentru un bine superior. Și credem cu tărie că cu cât mai mulți suntem în spatele unor astfel de inițiative, atât din zona de business, cât și din zona de ONG-uri, cu atât aceste inițiative și aceste programe pe termen lung au șanse să aibă impact. Pentru că știm că investițiile sociale sunt investiții pe termen lung. Ele au impact în 5 ani, în 10 ani. Trebuie să avem un pic de răbdare doar și să nu ne pierdem pe drum. Și să nu rămânem ancorați în ceea ce se întâmplă acum, în concurență, pentru că scopul este într-adevăr pentru noi toți. Adică cei mici să fie totuși educați. Da. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Cristina. Să fie educați într-un sistem de calitate. Da. Mult mai bine spus, da, corect. De calitate. Mulțumim foarte mult, Cristina. Mulțumim foarte mult. Și ne vedem cu siguranță după ce se termină pandemia într-un loc în care să auzim și aplauze, mai ales pentru inițiativa Lidl și pentru colaborarea cu voi. Mulțumim. Noi mulțumim că ne permitem. S-a încheiat așa subit, însă noi mergem mai departe, nu? Nu știu, eu urmam sau turma. Stai că e alunecoasă foaia asta și nu pot, gata. Hai mergem la următoarea categorie, nu? Hai să începem cu următoarea categorie, premiul directorul anului 2020 pentru egalitate de șanse. Membrii comisiei de selecție sunt Ramona Simulescu, Nepi, Rock Castle, Gina Cruceru, Rompetrol, Luminița Costache, UNICEF, și Marius Ciurariu, Provident. Iar pentru a înmâna premiul pentru egalitate de șanse, doamnelor și domnilor, o invităm, deci ei sunt membrii comisiei, îi vedeți acolo lângă, aici, stai așa să mă obișnuiesc, aici, bun. Așa, iar pentru a înmâna premiul și ne-a spune când, și să ne spună câteva cuvinte, o invităm alături de noi pe Human Resources Director Nepi Rockcastle, Ramona Simulescu. Seara. Bună, bună yes. Auziți, mă vedeți? Doamne, e o bucurie de fiecare dată. A plouat. Exact, ne speriasem, știi că au fost precipitațiile astea, credeam că s-a oprit iar conexiunea, dar merge, nu? E bine. Nu, la mine aici, e bine, cald, tehnologia funcționează. Perfect. Cum spuneam, bună seara tuturor, mulțumesc mult pentru invitație. Este, sincer vă spun, o onoare pentru mine și pentru organizația noastră să fim alături de AVE. Este primul an în care suntem alături de AVE, dar vor mai fi mulți. Asta e un commitment luat public. Cum spuneai, Adi, eu am fost parte din juriu care a evaluat aplicațiile directorilor pentru premiul pentru egalitate de șanse. Și spun sincer că mă consider norocoasă că am primit această categorie, pentru că trecând prin aplicații mi-am dat seama câte lucruri extraordinare fac acești oameni. Și înainte de a vorbi despre pe care noi l-am considerat câștigător, aș vrea să spun că absolut toate aplicațiile au exemple extraordinare de proiecte, de inițiative și sunt cu atât mai valoroase cu cât în categoria asta vorbim de comunități defavorizate, de copii vulnerabili, unde cred că eforturile sunt cu atât mai mari. Ca membri în juriu, noi ne-am uitat la anumite criterii. Mai precis, trei lucruri au fost importante. Am vrut să vedem candidați care au reușit să ofere educație și acces la școală tuturor copiilor din aceste comunități, indiferent de resurse și indiferent de posibilitățile lor. Un alt criteriu a fost ca acești oameni să pună cap la cap un plan pe care apoi, cu resursele pe care le aveau la dispoziție, să-l și implementeze. Și un alt criteriu la care ne-am uitat a fost să existe măsuri prin care să vedem că a fost adus o îmbunătățire, că s-a făcut progres, că din orice punct de vedere a fost un pas înainte pentru accesul la educație al acestei comunități.
Și, cum vă ziceam, eu am văzut un număr de aplicații, colegii mei la fel. Am găsit un director care, așa pe cifre și exemple, și vă spun din nou ca și mai devreme, vreau să fiu precisă, a reușit să facă 75% dintre elevii din mediile defavorizate să-și îmbunătățească rezultatele școlare. 70% din toți elevii din clasa 8-a au avut rezultate mai bune la evaluarea națională. 40% dintre profesori au desfășurat, pe lângă activitățile formale, activități informale care să susțină procesul de educație. Mai mult decât atât, au desfășurat în paralel 3 programe pentru 3 grupuri din școală. 55 de elevi fiind elevi cu ritm lent de învățare, provenind din medii defavorizate, elevi cu cerințe educaționale speciale, dar și 20 de elevi cu potențial ridicat. Lucru care mie mi se pare extraordinar, să lucrez cu 3 categorii complet diferite și să ai ceva de oferit fiecăruia și cu rezultatele de care vorbeam mai devreme. Și fără să mai povestesc multe, exact, să da. Și eu să văd videoclipul. Exact. Nu vă spun cine este încă, nu vă spun. O să se vadă în videoclip, dar nu mai ești. Nu. Un pic de suspans. Da, corect. De director, împreună cu o echipă de voluntari și poste cadre didactice din școală, un program de pregătire formală, completat de un program de pregătire non-formală, intitulat Continuăm școala la școală. Grupul țintă al acestui program a fost foarte greu de desemnat, plecând de la premisa că mediul de proveniență al fiecărui copil este foarte important. Ne-am hotărât ca în cele din urmă să dăm șanse egale la educație tuturor copiilor din școală. În acest context, grupul țintă s-a conturat perfect. Am avut elevi de la învățământul primar și învățământul gimnazial care aveau nevoie de sprijin, unde diferențele pentru învățare se și vedeau. Și atunci ne-am gândit că ar fi cazul să aducem alături de ei și elevii cu dificultăți majore de învățare, elevii cu CES. În scurt timp, am primit un consilier școlar pentru a ne ajuta în întreg demersul nostru. Grupul a fost completat de elevii clasei a 8-a, care se pregăteau pentru evaluarea națională la obiectele limba română și matematică în zilele de sâmbătă și duminică. Totodată, am completat grupul un an mai târziu cu elevi capabili de performanță, a căror motivație pentru învățare nu mai era atât de crescută. Pe aceștia i-am susținut permanent pentru a obține performanțe școlare notabile. Având ca fundament programul Continuăm școala după școală, echipa de cadre didactice a școlii noastre, cârmuite de doamna director Bănescu Elena, a elaborat noi și noi proiecte locale, regionale și chiar europene, promovând diversitatea, egalitatea de șanse, incluziunea socială. Sunt absolvent al acestei școli și în calitate de voluntar particip la activități coordonate de doamna director într-un cadru non-formal, încercând să ajutăm copiii din medii sociale diferite. De-a lungul anilor am muncit alături de echipa din școală în proiectele ce vizau copiii defavorizați. Alături de școală am fost și eu în această perioadă și am ținut să sprijin nevoile tuturor copiilor și cadrelor didactice. Așa cum vedeți în apropiere, este noua școală în care copiii vor veni începând de anul viitor și sper ca să se bucure, la fel ca toți copiii din țară, de condiții moderne,
pentru care am depus tot efortul. Exact, aplauze, felicitări. Merită aplauze. Felicitări, doamna Elena Constantina Bănescu. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru tot ce ați făcut. Personal vă mulțumesc și vă felicit. Ați făcut o treabă extraordinară. Și noi vă mulțumim de aici, din studio, și nu numai. Și dacă pot să remarc un lucru, și ceva foarte frumos este, eu aveam o întrebare aici pentru dumneavoastră, cum ați reușit să faceți acest lucru, însă o parte din acea întrebare este deja răspunsă în blândețea din ochii dumneavoastră. O lacrimă s-a scurs acum și din ochii mei. Mulțumesc, Ave, pentru oportunitate. Mulțumesc, Ave, că mi-a deschis porțile și că mi-a dat șansa să văd aceste momente. Mulțumesc, Ave, pentru că atunci când am depus candidatura, am rememorat 8 ani din activitatea mea didactică și nu puține au fost momentele în care am zâmbit, din nou m-am emoționat și am spus, aș vrea să fac asta pentru copiii cu care lucrez, dar într-un mod diferit. Este momentul acum, probabil, să mulțumesc și coordonatorului de cluster, pentru că eu nu așteptam ca Dâmbovița să fie încă o dată nominalizată și la gala din această seară, după ce a ținut, să zic așa, ocupat locuri fruntașe și în anii anteriori. Și se vede că facem treabă bună aici la Dâmbovița, dacă lucrurile au mers și către nominalizarea mea. Și m-am gândit când am depus aplicația Ramona Dragă că dacă Ave este cea care susține egalitatea de șanse, va vedea și efortul cadrelor didactice care activează la Școala Gimnazială Grigore Rădulescu din Vesteat. Mulțumesc întregii echipe pentru susținere. Felicitări, felicitări sincere. Eu am o singură întrebare. Pentru că ați implementat programe specifice pentru trei grupuri din școală. Unul a fost 55 de elevi cu ritm lent de învățare, provenind din medii defavorizate, elevi cu cerințe educaționale speciale din școală și 20 de elevi cu potențial ridicat. Cu toții știm că provocarea unui dascăl este să aducă la același nivel ca liderul din clasă, să-l aducă și pe cel care învață mai puțin bine. Și este într-adevăr o provocare, pentru că problemele pe care vrei să le pui unui copil care are un potențial ridicat, nu sunt aceleași probleme pe care le poți spune unui copil care este cu ritm lent de învățare. Vreau să vă întreb, pe lângă blândețea din ochii dumneavoastră, care a fost secretul? Cum ați reușit asta? Observ că instruirea diferențiată, și am observat de-a lungul timpului, rămâne o problemă a sistemului educațional românesc. Tocmai de aceea noi ne-am schimbat percepția și când spun noi, vorbesc aici de voluntarii din proiect, vorbesc de cadrele didactice ale școlii, vorbesc inclusiv de părinți, al căror mediu de proveniență s-a schimbat pentru că întreaga configurație economică a localității s-a schimbat. Spuneam că ne-am schimbat percepția și am văzut în instruirea diferențiată, în fapt, nu o contradicție. Noi am văzut diversitate și dacă mă aud acum directorii de școli și sunt convinsă că da, și colegii mei, trebuie să-și dea seama de unde am plecat. De la acest motto, acela al diversității, al faptului că școala bună, o școală deschisă pentru toți elevii, nu face altceva decât să le dea soluții. De aceea am spus că a fost foarte dificil să constituim grupul țintă, pentru că n-am vrut să lăsăm deoparte niciuna dintre categoriile de elevi din școala noastră.
Într-adevăr, s-a concretizat grupul țintă sau ultima piesă de puzzle, am pus-o după ce ne-am dat seama că și elevii cu potențial intelectual trebuie să facă parte din acest grup, că și ei trebuie motivați. O plăcere deosebită a fost să lucrăm cu elevii cu CES și să-i redescoperim, pentru că demersul nostru a făcut ca în cele din urmă instituția abilitată Câjuraie să ne sprijine și să ne acorde girul, iar la noi în școală avem acum psiholog școlar. În ceea ce privește programul de pregătire remedială, să știți că el s-a realizat pe nivel de studiu cu grupuri omogene de câte 10 elevi de la învățământul primar și învățământul gimnazial au legat prietenii cu voluntarii din proiect, chiar dacă diferența de vârstă, să zic așa, era considerabilă. Și drumul ne-a fost deschis și aș vrea să menționez aici de Fundația Prețuiește Clipa, fundație care a sprijinit pregătirea elevilor de clasa 8-a în zilele de sâmbătă și duminică mai mulți ani la rând. Felicitări încă o dată. La școală, vreau să continue și în mediul online. Suntem acum în căutare de soluții. Vă mulțumim, ne-ați emoționat pe toți. Da. Felicitări încă o dată, doamna Bănescu. Mulțumim încă o dată, Ramona. Și mulțumesc și eu. Și ne mai vedem. Vă sprijinul. Chiar sper dacă online, ne mai vedem, nu? Da, la anul. După ce ieșim din această pandemie. Este de menționat faptul că școala condusă de doamna Bănescu face parte din programul Edu Networks. Și înainte de a trece la următoarea categorie, aș vrea să vă povestesc un pic despre acest program. Edu Networks este programul național pentru transformarea educației din România. El reprezintă o alianță de 9 organizații care lucrează împreună în aceleași școli. Acest program a fost creat de Ovid.ro, Fundația Noi Orizonturi, Finnish Teacher Training Center, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, foarte interesant, RBL, Teach for Romania, Școala de Valori și Infinitedu. Doar împreună putem să adresăm nevoile școlilor și ne dorim ca în viitor și alte ONG-uri să ni se alăture. Iată-le aici, cu siguranță le puteți vedea pe ecranele dumneavoastră. Edu Networks va crea în România 500 de școli Fanion. Ce înseamnă o școală Fanion? Este foarte simplu. Acces echitabil la educație. Digitalizare. Părinții și comunitatea sunt implicați într-un mod activ. Cultură a colaborării între profesori. Învățarea practică și relevantă pentru competențe de viață. Așa, mai departe. Starea de bine a elevilor este o preocupare a tuturor, mai ales a cadrelor didactice. Mai departe. Artele și științele sunt o prioritate. Soluții personalizate pentru nevoile elevilor. Literația și gândirea critică se află în centrul atenției. Există sisteme de evaluare moderne. Profesorii inovează și dezvoltă lucruri împreună. Școlile colaborează cu companiile din sector. Și învățarea este axată pe abilitățile secolului 21, în cel în care ne aflăm acum. Acest lucru este posibil doar pentru că organizațiile din Edu Networks lucrează împreună în aceste școli, în aceste școli Fanion. Atât despre Edu Networks deocamdată și mergem mai departe cu următoarea categorie. Categorie. Da. Bun, doamnelor și domnilor, cred că avem un jingle. Și vorbim despre categoria directorul anului 2020 pentru antreprenoriat. Din comisia de selecție fac parte Paula Bușe, Idea Leasing, Ruxandra Hurezeanu, Ivaterm, Gabriela Sincu, TMF, Dragoș Iliescu, Brio, Luminița Bornoiu, Mazars, Virgil Stănescu, CEO Clubs.
Iar pentru a înmâna premiul, iată-i pe membrii comisiei, iar pentru a înmâna premiul, o invităm alături de noi, partener Head of Outsourcing Mazars, doamna Luminița Bornoiu. Aplauze, vă rog, că vă aud! Mulțumesc, mulțumesc, Adi! Bună Luminița! Tuturor. Bună seara tuturor! Mă simt onorată să fiu cea care prezintă directorul anului pentru antreprenoriat. În identificarea candidatului câștigător al premiului, printre criteriile de selecție urmărite de juriu, s-au numărat calitățile de leadership, de strategie, viziune și determinare în obținerea rezultatelor educaționale pentru elevi. Implementarea de soluții care au condus la identificarea de resurse, la demonstrarea abilităților de a vedea oportunități în provocările apărute și capacitatea de a identifica rezolvări în atingerea obiectivelor pe parcursul unui singur an școlar au reprezentat elementele definitorii în alegerea candidatului câștigător. Așadar, câștigătorul de anul acesta al premiului, directorul anului pentru antreprenoriat, este cel care pe parcursul anului școlar 2019-2020 a reușit să lanseze 4 proiecte educaționale, astfel securizând finanțări în valoare de 800.000 de euro. Este directorul care a avut în vedere atât nevoile practice ale elevilor săi, cât și perfecționarea continuă a profesorilor. Și nu în ultimul rând, acțiunea de promovare a educației ecologice a antrenat multe resurse din rândul elevilor săi. De asemenea, a inițiat și facilitat crearea unui program de practică, oferind atât burse săptămânale pentru 181 de elevi, cât și pregătirea școlii pentru activitatea de practică și susținerea financiară a profesorilor implicați în acest domeniu. Nu în ultimul rând, printre abilitățile sale antreprenoriale, 250 de elevi vor beneficia de programe implementate special pentru ei, așa cum și-au dorit, așa cum și-au visat. Vă invit să urmărim videoreportajul cu povestea directorului câștigător al acestui premiu. Trecem printr-o perioadă extrem de grea, o perioadă în care am înțeles, ca și școală, ca o mare și frumoasă familie ce suntem în această școală, că este mult mai important să ne ocupăm de împlinirea visului fiecărui copil decât de dobândirea unor competențe. Atenția noastră a fost îndreptată în această perioadă mult mai mult asupra lor, pentru că poate ne-am gândit că anii noștri de liceu au fost alții și ne-am dorit și pentru ei niște ani de liceu de poveste. Ne-am gândit la confortul lor financiar, le-am gândit la lipsa grijii pentru ziua de mâine, ne-am gândit să-i bucurăm, ne-am gândit să le împlinim visurile. Și ce am făcut? Am scris, am depus și am câștigat 4 proiecte. Așa ca tascăli cum suntem, fără să fi făcut vreo școală în acest sens, dar am lucrat cu sufletul. Valoarea lor este mare, peste 800.000 de euro. Am ales acest liceu pentru profilele de profesională, știind că doamna director Alina Cuciurean are în dezvoltare proiectul POPU, care se bazează pe dezvoltarea competențelor noastre, ca noi elevii să ne integrăm mult mai ușor în piața muncii. Am încercat să cuprindem și componenta practică, am încercat să prindem și componenta ecologică, am încercat să-i purtăm cu sufletul prin lume. Acest învățământ online, la un moment dat, ne-a dus prin orele noastre de dirigenție,
în posta asta în care am făcut câte un tur virtual al unor muzee și este complet de trist când spun copiii, știți, doamna director, eu nu am ajuns în viața mea nici măcar până la Suceava. Suceava este la 60 de kilometri de școala lor. Ei bine, prin aceste proiecte, 181 de copii vor avea un mediu de practică european, vor avea posibilitatea să facă specializare cu cei mai buni specialiști din zonă, pe domeniile silvicultură, servicii și mecanică. Vor avea burse, burse săptămânale, vor avea o aparatură performantă cu care vor lucra. Tot prin aceste proiecte, cel puțin 60 de elevi își vor face bagajele și abia aștept să ajung ziua în care să-i văd cu bagajele pregătite pentru aeroport, pentru a zbura către 8 țări. 40 dintre aceștia vor face practică în Spania, alături de colegilor din școlile de acolo. În secolul 21 putem vorbi despre conceptul de antreprenoriat în educație. Bineînțeles că, fiind un termen nou, are la bază leadership-ul, iar cred că directorul școlii în care activez de ceva vreme, doamna director Alina Cugiurean, are toate abilitățile pentru a fi lider în domeniu. Atât trebuie să spui, doamna director, am o idee, și a spune, dă-i drumul, orice, credeți-mă, am venit cu niște idei trăznite, hai că vreau să facem asta cu copii, să mergem, Cami, orice-ți trebuie, tu înțelegi, orice-ți trebuie, facem rost, nu contează. Și toate au ieșit excepționale și sunt foarte fericită pentru că eu aici devin eu, cu adevărat, mă regăsesc eu pe mine, îmi regăsesc frumosul din mine prin acești oameni. Managerul meu este, nu am cuvânt, nu este superlativ pentru el, pentru că o iubesc foarte mult. Venim de fiecare dată cu pasiune la școală, către școală și cred că motorul acestor lucruri este directorul școlii. Din dorită dezvoltarea școlii noastre, doamna director s-a zbătut pentru ca noi elevii să avem cele mai bune facilități. Aceasta a investit sume enorme pentru dezvoltarea noastră. Avem aparatură în cabinetul de vânătoare undeva estimat la 12.000 de euro pentru ca noi să putem să dezvoltăm într-un mediu corect și adecvat. Deci silvicultura este un subiect destul de controversat. Noi învățăm să o protejăm și învățăm să avem grijă de natură, să avem grijă de pădurile noastre, de fauna noastră și de apele noastre. Tot ce înseamnă mediul silvicultural. În plin să cred că această perioadă este un pic mai ușoară pentru acești copii, pentru că, da, le îndeplinim niște visuri și orice dascăl ar trebui să facă asta. Wow! Deci chiar merită. Nu știu, dar și eu vreau să mă duc să trag cu arma acolo la școală. Serios vorbesc. Mi se pare genial. Genial. Superb. Directorul anului 2020 pentru antreprenoriat este doamna Alina Cuciurean, Colegiul Silvic Bucovina, Câmpul Moldovenesc, Suceava. Felicitări! Da, merită aplauze, felicitări! Iată! Bună seara, Alina! Bună seara! Bună seara! Felicitări! Bună seara! Ați reușit să mă emoționați cum nu știu să mai fi trecut eu așa ceva prin viața aceasta. Mulțumesc, Ave! Mulțumesc cu inima! Mulțumesc în numele unei echipe fără egal, pentru care astăzi este zi de sărbătoare. Colegii mei sunt cu sufletul alături de noi și în spatele meu purtând ținutele de sărbătoare. Mulțumesc în numele unei echipe care împlinește visuri, o echipă în care bunătatea, blândețea, puterea, curajul, iubirea, performanța sunt cuvinte de bază. Din nou mulțumesc Ave, pentru că Ave mi-a adus alături the best coach ever, Claudiu Fuiorea,
un om care m-a învățat în fiecare zi câte ceva despre antreprenoriat și m-a învățat să aduc bani la școală. Mulțumesc celor care au grijă ca noi să lucrăm în liniște, să avem tot ce ne trebuie. Mulțumesc unei echipe de prieteni de la Inspectoratul Școlar, mulțumesc întregii comunități, mulțumesc unui primar care este într-o minte cu noi și ne-a sprijinit în absolut tot ce am dorit să întreprindem și credeți-mă, am avut și idei mai puțin așa, care au necesitat atragerea unor fonduri mari și am fost întotdeauna sprijiniți pentru a îndeplini visul fiecărui copil. Vrem să te întrebăm, Alina, cum ai reușit să securizezi acești 800.000 de euro pentru școală? Dacă este să vorbesc acum în termeni efectivi antreprenorial, așa, deci în sensul antreprenorial, trebuie avut în vedere faptul că este responsabilitatea oricărui director să identifice, inițieze și să aplice cele mai bune strategii, cele mai bune practici pentru a securiza, pentru a proteja investițiile. La noi, securizarea acestor sume a fost și este realizată prin echipele de implementare ale fiecărui proiect în parte, echipe care asigură derularea corectă și derularea la timp a tuturor activităților și nu sunt puține în scopul formării la standarde de înaltă calitate a educabililor. Am văzut că ați implementat un sistem de burse săptămânale pentru elevi. N-am mai auzit de acest sistem, această metodă de stimulare. Poți să ne povestești un pic care este ideea din spate? Da. Deci toți acești 181 de copii care vor face parte din grupul țintă al proiectului cu stagiile de practică vor primi o bursă săptămânală. Nu știu dacă e ok să spun și suma. Deci vor avea o bursă săptămânală consistentă, în egală măsură și tutorii de practică care vor lucra cu acești, care vor avea onoarea să lucreze cu acești copii, vor fi și ei foarte bine plătiți. Asta am scris noi în proiect, pentru că trebuie să ne gândim că copiii au nevoie și de bani pentru a-și atinge visurile lor și ne-am asigurat că și partea aceasta este atinsă și știm acum liniștiți și fericiți, că nu mai au grija zilei de mâine. Corect. Putem să spunem și suma, pentru că asta nu face altceva decât să stârnească probabil interesul și să stabilească, să zic așa, un etalon. Da. Deci pe săptămână de practică bursa fiecărui copil va fi de 150 de lei. Iar plata pentru tutorele de practică este aproape cât plata unui profesor cu gradul 2, să spunem. Și în condițiile în care tot mai multe porți ale agenților economici se închid, prinde bine. Cel puțin la noi în zonă le prinde foarte bine. Toată lumea zicea că bucovinenii sunt artiști, dar iată că devin și antreprenori, dacă pot să spun așa, de succes. Mulțumim încă o dată. Alina, te-aș mai întreba ce sfaturi sau ce sfat ai da unui director de școală? Eu le-aș spune să îndrăznească mai mult. Să fie convinși că oricând, orice se poate, dacă ai o echipă de valoare, în care investești timp, răbdare și absolut orice. Le mai spun să fie prezenți cu adevărat în școlile de care se ocupă și atenția să fie îndreptată în permanență către fiecare elev și către fiecare dascăl din școala respectivă. Și astfel, de aici vor veni ideile pentru proiectele de care au nevoie și le vor scrie tare ușor și vor obține finanțări foarte ușor. Mulțumim le mai doresc mult. Măcar o zi în AVE. Măcar o zi în AVE. Pentru că, da, AVE scrie, AVE schimbă vieți și le doresc o echipă ca a noastră, o echipă în care suntem ca într-o familie, o echipă care scrie în fiecare zi o nouă filă dintr-o poveste minunată, povestea unei școli din Bucovina, școală care pentru noi toți înseamnă acasă.
Și pe viitor, AVE, într-adevăr, o să scrie împreună cu toți partenerii, o să scrie istoria educației în România. Transformării educației din România. Corect, care trebuie să se întâmple de ieri, nu de astăzi. Deci o să avem și un call to action la finalul acestor premii în care o să vă arătăm unde putem ajunge și ce putem face. O să avem un poll în care să votați, stați aproape. Mulțumim încă o dată, Alina, mulțumim Luminița pentru premii. Exact, ia uite ce frumos, o inimioară. Și noi o să continuăm. O seară frumoasă în continuare și felicitări. Mulțumim pentru inspirație și felicitări pentru ceea ce faceți. Alina, cea pe care tocmai ați văzut-o, este din întâmplare unul dintre directorii care au finalizat Academia de Leadership, după cum bine ați auzit-o, organizată, bineînțeles, de AVE. Academia, vorbim puțin despre Academie, este un program de change management. Este primul program de dezvoltare a liderilor din școli. Liderii învață și se dezvoltă la nivel personal și profesional pentru a-și pune în valoare calitățile de lider în relație cu comunitatea din care fac ei parte. În cadrul Academiei au șansa să lucreze pe planul de transformare pentru școala lor și să urmărească cele mai importante oportunități și provocări care vor transforma rezultatele educaționale ale elevilor. 2000 din cei 6300 de directori din România s-au înscris pentru a face parte din Academia de Leadership. Anul trecut, Academia de Leadership a fost premiată de către Romania Insider Awards și UiPath ca fiind cel mai scalabil program de responsabilitate socială. Totodată, Academia este un program care presupune că școlile trec printr-o evaluare în care toată lumea implicată în procesul educațional, începând cu elevii, părinții și profesorii, este invitată la consultări. Directorii au parte de traininguri cu experți din sectorul de afaceri, mentorat sau coaching one-to-one cu directorii de companii, profesioniști din business sau persoane acreditate. Li se pun la dispoziție instrumente profesioniste de evaluare. 40% din copiii de 15 ani din România sunt analfabeți funcționali. Aceste teste ne ajută să măsurăm nivelul de competențe și abilități ale copiilor și decalajele raportate la standardul vârstei. Este o cifră zdrobitoare, dar văzând ce se întâmplă în școli, există speranță. Și de asta suntem aici. Și de asta există AVE și de asta vă chemăm pe toți să facem un lucru bun împreună. Înainte de a trece mai departe, ați cunoscut unul dintre cei mai vechi parteneri ai AVE, care au fost alături de organizație de la fondarea ei, era vorba de Lidl. Acum însă cunoaștem totodată unul dintre cei mai noi parteneri strategici ai AVE, și anume BRD. Așadar, te rog frumos, ia, este deja alături de noi, bonsoir sau good evening. Hello, Mr. François Bloch. We are now talking to François Bloch, CEO at BRD Group Société Générale, a company who has recently become strategic partner for the national program for closing literacy gaps in Romania. This is an educational project that addresses illiteracy problem directly by creating and implementing, for the first time in Romania, a tool with methodological validation similar to PISA, which is able to analyze reading and writing abilities. This is impressive. It will be developed in 5 countries, which impact in 63 schools with 31,000 beneficiary children and 600 teachers involved by a network of 7 partners organizations. BRD investments in this program start at 185,000 euros for 2021 edition. So, Mr. Bloch, tell us, why is BRD supporting this new education program? Bună seara, good evening, and thank you for the invitation and congratulations to AVE for the organization of this event. I will answer your question by starting with the purpose that we defined for BRD. The purpose is a sort of a synthetic mission statement defining our projects and actions. And this purpose is
building together with our clients and partners a better and sustainable future. Also, our brand statement is the future is you, tui ești viitorul. And I believe that we are building this future both through our core business, our banking business, and through community involvement programs, where our main pillars of investments are culture, sports, volunteering, and of course, education. The current state of the education system in Romania has dire consequences, far beyond the sole ranking of the country on the PISA scale. It has negative impact on the well-being of the society, on the capacity of young Romanians to prepare for the future, on the quality of the workforce in the country. But more importantly, it's also the main reason for young parents to leave the country in order to secure a better education abroad for their children. As you see, we are talking here about important social and economic impacts. Teachers are doing today a fabulous work, going the extra mile every day in front of the children in their classroom. However, they need additional support, which is what this program is about. And I would add, as a last point, that the particularity of this program is to offer a methodology to measure progress, which is a vital component of any continuous improvement system. For all these reasons, we decided to support this project, which addresses illiteracy gaps in various județe in Romania. So for this, you think that the teachers are the key for this future in education? Absolutely. And I'm not saying this only because my mother was a teacher and my wife is a teacher, but more importantly, the teacher roles in shaping tomorrow's generation makes them one of the most valuable categories in our society, even though I'm fully aware that they do not feel this way on a daily basis. And this is the idea we had when we started when we created Școala Noe, our educational platform that we launched in 2018, which is a modern online magazine, but also a marketplace for ideas about future of education in Romania. That was the first step we took in the direction of supporting education. We couldn't find at the time a place where people could exchange ideas about education, about best practices, problem solving, solution that they found. And it is very important and precious to have different point of view and debate them, but also to listen to the people from the system, to listen to experts, of course, to involve NGOs. That NGOs are major stakeholders for the education system, as we see tonight. But also, it's very important to listen to students and parents. So we created this platform when we can hear all those voices and they can engage into meaningful discussions. The second step came naturally, and it was to directly invest in programs that transform education, like the program Closing Illiteracy Gaps in Romania that we are supporting now with AVE, another educational project that we support. So yes, I do think that teachers are the key element to have a better education. We have to attract talents as teachers, make them wonderful instructors, and make sure we leave no child behind. And exactly. I would add, because I'm coming from the business side, that the managers are very important. We are here at a gala that acknowledges the most performing school leaders, and I'm glad to encourage them all to find ways to attract, to develop, and to retain the best teachers, and to transform schools in open centers for children and for the community. So I'm very glad that we are part of this project and to support those who I consider are the creators of the futures of Romania. Thank you. Thank you so much. We are also very glad. And if I can make like a quote from the movies, we hope this could be the beginning of a beautiful friendship for our children and the education for our children. Thank you so much, Mr. François Bloch. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Dragii noștri, am ajuns acum. Am ajuns deja? Am ajuns, da. Păi eram așa pregătit de mai multe lucruri.
E finalul, nu? E, adică nu e finalul. Suntem la categoria numărul 4, cea mai importantă categorie, directorul anului 2020. Aplauze, vă rog frumos, da. Aplauze. Așa, da. Ei sunt fetele și băieții de la tehnic, să știți. Adică nu avem audiență aici și toți au mască și toți suntem pe distanță. Ave, bineînțeles, ave peste tot. Ave și aici, ave peste tot. Bun. Deci, te rog. Mulțumesc. Din comisia de selecție fac parte Suzana Dobre Raf, Iulia Cârmaciu Deutsche Bank, Andreea Pipernea NN, Claudia Ivan Penny, Gabriela Matawan Holcim. Exact. Și cum spuneam mai devreme, o prezentăm pe, dar înainte de asta voiam să fac acel asterisc, footnote, în care spuneam că și firmele, chiar dacă sunt concurente, colaborează pentru că acest scop este unul nobil. Și o prezentăm alături de noi pe Flavia Popa, secretar general BRD. Bună seara! Bună seara! Bonsoir, Flavia! Bonsoir, enchanté! Mă bucur atât de mult să fiu în seara asta împreună cu așa oameni frumoși. Este o comunitate extraordinară. În numele tuturor colegilor din BRD sunt convinsă că sunt în asentimentul lor. În numele așa peste 6.000 de angajați, așa cum spunea și domnul Bloch mai devreme, de părinți, de mame, de tați, de frați și surori, de profesori, suntem fericiți să fim membri în comunitatea AVE și suntem fericiți să stăm alături de oameni care schimbă România prin educație. Este așa o emoție în seara asta, aș vrea să pot să transmit și eu la rândul meu toată emoția care vine de la toți colegii mei din BRD. Toți suntem entuziasmați să fim parte în marea, să fim parte acum deja din marea familie AVE. Și trecând rapid la ce aveam eu să vă spun în seara asta, o să enumăr criteriile de jurizare cu voia voastră. Te rugăm. Juriul, așadar, a căutat să vadă la candidatul câștigător cumva acele calități de leadership excepționale, acea viziune, rezultatele remarcabile, a căutat să vadă proiectele care au anvergură, care sunt transversale și că impactul proiectelor lor este major, de lungă durată și include fiecare copil din școală. A căutat să găsească acel model de profesionalism, de dedicare, atât pentru școală cât și pentru comunitate, acel change maker, acel om care să poată cu ușurință să numească rezultatele pe care le-a obținut și cum a făcut asta. Așadar, câștigătorul acestui premiu a făcut niște lucruri remarcabile. A crescut frecvența la școală pentru peste 320 de elevi prin diferite programe, 70% dintre ei fiind romi. Toți elevii din comunitatea romă sunt conectați la școală. A mai făcut așa, a mai scăzut abandonul școlar la nivel gimnazial de la 50% la 20% și a inițiat construirea unei școli noi, facilitând parteneriate și securizând finanțări private. Ei, ce ziceți de asta? Vă invit așadar să urmărim videoreportajul cu povestea directorului anului 2020. Vreau să vă spun o poveste. Fiecare om are un destin. Începând
cu anul 2010, am devenit director al școlii Seleuș și cred cu tărie că acesta a fost destinul meu. În acel moment, pentru că îmi pasă de ceilalți, am început să gândesc ca un manager de școală. Ce nevoi sunt, ce provocări sunt și ce am de făcut. În primul rând, mi-am făcut o echipă. O echipă de oameni minunați cu care am pornit la drum. Pandemie, din martie începând, nu era zi în care să nu ne sune pe unul dintre noi să vadă cum suntem. Ne dă acea minunată și acea bună stare, stare de bine de care cu toții avem nevoie, întrucât are o energie specială, o energie deosebită pe care ne-o transmite în orice moment și în orice situație ne-am aflat. Împreună vrem să cu școala un centru de educație lângă școală. Și doamna Dana ne-a ajutat să găsim susținere, suport financiar, o parte din finanțe și suntem foarte recunoscători, dezvoltăm proiectul și să schimbăm comunitatea de rom, să integrăm copii în societate și să aibă un viitor mai bun. Datorită ei sunt premiantă. Ea este foarte milostivă, sinceră și clară cu mine. Este un om deosebit și vreau să-i mulțumesc pentru tot ce m-a învățat în acești 5 ani. Ea pentru mine este ca o a doua mamă. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm ceva în urmă. Mereu îmi pun întrebarea asta, ce las în urmă? Mereu le spun colegilor în întâlnirile noastre de dimineață, ce putem face? Cum putem ajuta? Haideți să găsim împreună soluții, că lumea e plină de probleme. Și să știți că împreună se poate. Soluția e la noi, la fiecare dintre noi. Aș vrea să vă spun despre acești copii că n-am ales niciunul dintre noi unde să ne naștem. Fiecare dintre noi ne-am fi putut naște într-o familie săracă și fără nici o posibilitate. Dar dacă cineva ne-ar ajuta, cred că putem realiza lucruri mărețe. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc colegilor mei că au înțeles nevoia de schimbare. Să mulțumesc tuturor celor care au crezut în echipa noastră, ne-au sprijinit, ne-au ajutat. Să avem așa realizări mărețe împreună. O școală nouă, un proiect after school, un parteneriat cu un ONG minunat care ne înțelege problemele, ne ajută, răspunde nevoilor noastre și suntem pe drumul bun. Așadar, doamnelor și domnilor, directorul anului 2020, minunatul dascăl, doamna Daniela Elena Niște.
de la Școala Gimnazială Cornel Regman Daneș din Mureș. Felicitări, doamnă! Mulțumesc! Bună seara tuturor! Sărut mâna! Bună seara! Doamne, câtă energie, câte emoții! Doamne, că vorba colegei mele, Alina, n-a mai trecut niciodată prin așa. Câtă energie, câte lacrimi! Nu-mi rămâne decât, așa cum am spus și în videoclip, să mulțumesc. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa de a cunoaște oameni minunați în AVE și de a participa la cel mai complex program de formare care m-a ajutat cel mai mult în dezvoltarea mea personală de până acum. Mulțumesc AVE pentru recunoaștere, dar mai ales pentru oportunitatea de a învăța alături de oameni valoroși care pun mult suflet în tot ceea ce fac. Vă iubesc, oameni dragi! Mulțumesc colegilor mei din Academie care m-au inspirat, m-au ajutat, m-au recomandat să aplic la acest program. Fiecare dintre voi puteți fi în locul meu. Vă îmbrățișez pe toți și mi-e tare dor de voi. Știu că sunteți aici. Mulțumesc coach din cadrul acestui program, domnului Silviu, care m-a ajutat să devin cea mai bună variantă a mea. Mulțumesc colegilor mei din școală, cu care aș vrea să împart acest premiu. Știu că și ei sunt prezenți aici. Le mulțumesc că au înțeles nevoia de schimb, că împreună putem găsi soluții. Nu vinovați! Am învățat împreună că orice lucru are două fețe. Am învățat să ne bucurăm și de cel mai mic progres, pentru că puțin e mai mult decât nimic. Am învățat că toți avem ceva de oferit. Am învățat că trebuie să credem mai mult unul în celălalt și că într-o școală există întotdeauna noi și nu eu. Promit că sărbătorim, dragi colegi. Mulțumesc apoi partenerilor noștri, ONG Restore, pentru dragostea față de elevii noștri și dătuluirea lor. Știu că urmează lucruri minunate împreună. Mulțumesc apoi familiei mele, soțului, copiilor mei, pentru că întotdeauna m-au înțeles, m-au ajutat și m-au sprijinit în toate proiectele. Vă mulțumesc dumneavoastră, oameni minunați din AVE, tuturor celor care sunteți ambasadori ai transformării educației în România. Vă mulțumesc că ați ales să sprijiniți învățământul românesc. Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea, spunea Nelson Mandela. Cred cu tărie în aceste vorbe. Mulțumesc pentru tot ce faceți și aș vrea ca, așa cum spunea colega mea Alina, fiecare director sau director adjunct, cum sunt eu din România, să petreacă măcar o zi în Academia de Leadership în cadrul AVE. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Daniela! Mulțumim, Daniela! Ca și la Alina și la toți dascălii cu care ne-am întâlnit, acea blândețe este un magnet, efectiv. Și este o parte, din nou, este răspunsul la întrebarea pe care eu aveam scris aici. Pentru că ați reușit, practic, să aduceți toți elevii din comunitatea romă să-i conectați la școală, să scadă abandonul și să crească implicit participarea școlară. Și blândețea asta sunt sigur că a făcut parte din acest mix. Dar spuneți-ne mai mult, care a fost determinarea pentru acest obiectiv? Nu întotdeauna sunt așa de blândă, Adi. Sunt sigur de asta, dar și corectitudinea se aplică tot cu blândețe. Așa este. În primul rând, trebuie să-ți placă ce faci. Apoi să iubești copiii dacă ești dascăl. Spunea o doamnă specialist în educație, tare dragă mie, Anca Târcă, că schimbarea în educație are un singur nume, dragostea. Dacă vrei să faci, se poate. Cred cu tărie în aceste vorbe.
În aceste vremuri, mai mult ca niciodată, e nevoie de fapte, mai mult decât de vorbe. E nevoie de implicare. E nevoie de acel împasă, împasă de colegi, de elevi, de părinți, de comunitatea unde sunt. Trebuie să ne punem mai mult în papucii celuilalt, în papucii elevilor, ai colegilor, ai părinților și, spun eu, trebuie să găsim soluții la problemele lor. Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că educația trebuie să conteze și dacă oferim fiecărui copil o șansă la o viață mai bună. Să facem totul cu bucurie, cred că ăsta-i. Vă doresc tuturor sărbători cu bucurie și speranță. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi încă o dată. Mulțumim, Daniela! Flavia, de ce e nevoie de oameni ca voi pentru doamna Dascăl, dacă vreți să spunem așa? Mai avem întrebări? Să fim încântați. Mulțumim încă o dată și felicitări. Și noi mulțumim, felicitări. Și să dea Domnul la niște momente în care să putem să ciocnim și un pahar de șampanie și să facem confeti mult și să vă aplaudăm, pentru că asta o să ne dea energie. Sigur o să se întâmple asta. Corect. Mulțumim încă o dată. După cum spunea și doamna profesoară, doamna Daniela Niste, copiii nu aleg locul în care se nasc. Și depinde de noi să îi ajutăm să fie educați și să își exprime adevăratul potențial, indiferent de locul și de naționalitatea și de etnia de care ei aparțin, să se dezvolte. Și lucrul cel mai important pe care îl putem face noi este prin AVE să-i chemăm pe toți oamenii care vor să participe și de asta, după decernarea acestui premiu, fac un call to action către toți cei care sunteți acum live, să dați un share. Evenimentul acesta va fi live, este înregistrat, puteți să-l share-uiți către toată lumea, către toți oamenii care vor să-i ajute pe dascălii din România, pentru că ei sunt niște lideri care ne formează generațiile următoare. Hai să facem call to action ăla. Înainte de a face call to action, aș vrea să mai menționăm că există niște recompense pentru școlile câștigătoare din această Corect. Seară. Corect, da. Astfel există pachete de cărți de la Publica. Digital Nation oferă burse complete profesorilor școlilor premianților pentru programul Profesor în Online Express. Programul se concentrează atât pe abilități digitale, cât și pe tehnici de predare cu ajutorul tehnologiei. Pentru că această pandemie ne-a forțat să ne adaptăm și să facem ceea ce ar fi trebuit să facem de mult, adică să digitalizăm mult din procesul de învățare. O parte din directorii aceștia, din directorii câștigători, sunt din întâmplare deja absolvenți ai Academiei de Leadership. Pentru cei care nu au participat deja în program, premiul include un loc în următoarea serie de participanți. Exact. Și adică acei 200 de care făceam pe care acele 200 de loc, din exact. Acele 200 de locuri, câteva sunt puse deoparte pentru acești directori care ne-au inspirat în această seară. Sunt premii. Super tare. Așadar, în acest moment, fiți foarte, foarte atenți pentru că urmează ceva extrem de interesant după jingle. Ok, avem acel live poll de care am anunțat. Puteți să faceți click, nu știu unde e, în stânga sau în dreapta ecranului, dar este acolo. Iar în aplicația de chat din dreapta, uite că scrie chiar aici, este din dreapta ecranului, din platforma de live streaming, participanții sunt invitați să aleagă dacă și cum își doresc să se implice. Deci în acest moment puteți să alegeți dacă vreți să vă implicați. Avem 9 opțiuni disponibile, dintre care puteți selecta dacă urmăriți acest eveniment în live feed, în Facebook, atunci vă încurajam să intrați pe Menti și să ne trimiteți acolo răspunsurile voastre. Așadar, ia uite, deja se votează. Cele 9 categorii sunt, le zicem împreună? Le zicem împreună. Perfect.
Zi tu primele. Pot să înscriu școala mea în programe, în calitate de mentor sau coach, prin donație personală. Susțin financiar un cluster de școli, susțin o bursă pentru un director, ONG-ul meu ar putea colabora cu AVE. Redirecționez 20% din impozitul pe profit. Așa. Donații IT pentru școli. Și pot să înscriu școala mea în programe. Da, asta era prima. Da. Deci sunt cele 9. Le reamintim pe repede înainte. Puteți să le votați, să bifați acolo. ONG-ul meu ar putea lucra cu Edu Networks, în calitate de mentor sau coach. Servicii profesionale in kind sau consultanță. Susțin o bursă pentru un director. Susțin financiar un cluster de școli. Redirecționez 20% din impozit pe profit. Donație personală, donație IT pentru școli sau înscriind școala mea în programe. Acestea sunt cele 9 opțiuni pe care puteți să le votați în acest live poll. Iar noi acum facem un call to action ca la carte. Fiți foarte atenți ce urmează să vă spunem. Așa. Deci, ce avem aici? Eu aș vrea să spun că, ca și trăsătură generală pe care am văzut-o la oamenii care ne-au inspirat în această seară, blândețea aceasta din ochi pe care ai observat-o, toți cu fețe luminoase și care emană o bunătate, au acest lucru în comun. Se vede că le pasă. Și deși lumea, oamenii din bula noastră ne contaminăm în fiecare zi de deznădejde și de acea abordare negativă a situației în care suntem, pentru că auzim de foarte mult timp deja că educația este cea mai stringentă și serioasă problemă cu care se confruntă România și avem nevoie de această reformă a educației, vedem că undeva, totuși, nu într-o lume paralelă cu siguranță, ci în lumea în care, în aceeași lume în care trăim, aici, la noi, în România, sunt niște oameni care realmente fac ceva concret. Iar pentru cei care se uită acum, dacă la această gală erați simpli invitați, în acest moment puteți să faceți ceva. Educația nu mai poate aștepta, cum am spus la început, nu mai poate aștepta. Pentru că sunt generațiile următoare, generațiile care ne vor susține pe noi, cei care inevitabil îmbătrânim. Deci fiecare dintre noi avem rețeaua noastră de influență, avem expertiză, avem resursele proprii pe care le putem expune și le putem aduce la masă și putem să dispunem de tot felul de abilități care vor naște tot felul de idei, care vor duce până la urmă la niște programe educaționale implementate, bineînțeles, de directorii de școală pe care noi îi susținem aici și pe care împreună cu voi, cu partenerii deja existenți și cu cei care sunteți live și ne vedeți, putem să facem împreună ceva și iată ce putem să facem. Vă invităm să facem front comun. Corect. Facem acum, demarăm în acest moment un call to action, demarăm această acțiune de a extinde rețeaua noastră de parteneri care ne vor ajuta să transformăm educația din România. Până acum au fost peste 100 de companii care susțin AVE, 200 de manageri și antreprenori, 400 de voluntari experți în business. Bun. Unele dintre companii au oferit sponsorizări, altele servicii in kind, experți, consultanță, iar ONG-urile partenere au venit cu multă expertiză specifică. Dar uite unde am putea și unde vrem să ajungem. Trebuie să subliniem că nu doar banii sunt importanți, că școlile au nevoie de resurse și acces la expertiza profesională, într-o măsură pe care o subestimăm, pentru că de cele mai multe ori, în business, lucrurile acestea sunt de la sine înțelese. Dar pentru directorii noștri de școli nu sunt de la sine înțelese. Ei nu au întotdeauna acces la specialiști care să-i ghideze pe partea de marketing, în IT, pe accesare de fonduri din Uniunea Europeană, pe departamentul juridic și așa mai departe. Deci cu ajutorul vostru, cu ajutorul partenerilor care deja sunt înscriși, sunt
fac parte. Am avut, uitați, 95 de companii, am avut mentori și școli participante. La anul, în 2021, când să sperăm că o să se termine cu pandemia asta, vrem să dublăm numărul. Numărul companiilor, numărul mentorilor și implicit numărul directorilor de școală care se vor implica din toată țara. Ați văzut că sunt grădinițe, sunt școli generale și licee, iar până în cum era graficul, vrem să mărim cât mai mult, pentru că despre asta e vorba, e vorba despre copiii noștri și vrem ca ei să aibă un exemplu, iar cel mai apropiat exemplu pentru ei nu sunt cei de la televizor, ci sunt profesorii din școală și implicit directorii școlilor. Mergem mai departe? Mergem mai departe, avem un moment special. Îl avem pe George? Îl avem pe George, da. Pentru că până acum am văzut companiile care au participat, am văzut liderii, deci directorii de școli care sunt în acest moment premiați și care sunt în, cu noi în echipa AVE. Dar haideți să vedem cum stau lucrurile și de partea cealaltă. Avem un student care este foarte ilustru, dacă aș putea spune. El a reprezentat România la ONU, la Organizația Națiunilor Unite, și el crede că ar trebui să se implice în toate campaniile acestea. Hai să vedem și varianta lui, unui fost student. Bun? Suntem de acord? Îl aplaudăm împreună? Îl aplaudăm, da. Pe George Lăpădat! Salut, salut, salut! Mulțumesc mult de tot pentru aplauze și pentru cuvintele frumoase. Ce înseamnă debate? În primul rând, eu vreau să mă lămuresc pentru că eu sunt, de obicei, mă cert cu lumea. Bine, nu în trafic, dar mă cert cu lumea și vreau să știu că am înțeles că ești expert și în debate. Am înțeles, da, într-adevăr, pot să spun că am avut o experiență extensivă în liceu, în mișcarea de debate din România. Debate, ca să folosesc cuvântul cheie pe care tu l-ai spus, nu e neapărat ceartă, e un fel de ceartă constructivă. E acel moment în care ideile se bat între ele, se bat cap în cap, astfel încât prin forjarea lor să ajungă la idei și mai bune, să ajungă să modeleze societăți, să modeleze comunități, să schimbe vieți. Foarte tare. Ce vrei să transmite-le un mesaj celor care se uită în acest moment, celor care votează în poll, apropo, link-ul ăla în dreapta ecranului, ce vrei să le transmiți? Transmite-le din partea ta ceva. Super, mulțumesc mult de tot. Am văzut în seara asta foarte multe povești de succes. Am văzut în seara asta oameni dedicați, am văzut în seara asta vieți schimbate, am văzut în spate, în backstage, foarte multe lacrimi. Și sunt sigur că inclusiv în casele celor care ne urmăresc acum au fost foarte multe lacrimi, pentru că sunt într-adevăr foarte multe emoții. Am putea să extragem foarte multe cuvinte cheie din toată gala din această seară. Însă cred că, din punctul meu de vedere, pentru mine cuvântul cheie principal a fost sustenabilitatea. Și ne spunea una dintre vorbitoarele de dinaintea mea, ne spunea faptul că sustenabilitatea nu poate fi, sau nu putem să ajungem la sustenabilitate decât prin cooperare. Cooperarea poate să fie între administrație și mediul de social media, de mediul, iertați-mă, de al societății civile. Sustenabilitatea poate fi atinsă prin cooperarea între administrație și mediul de business, între mediul de business și societatea civilă, însă cu atât mai mult cred că sustenabilitatea poate fi atinsă dacă toate aceste medii care modelează societatea în care trăim, care modelează comunitățile în care trăim, ajung să lucreze împreună. E foarte mult pentru mine să fac un call to action acum, dar și cred că e foarte mult pentru mine inclusiv să vorbesc ca reprezentant al tinerilor. Însă îmi place să cred că sunt un tânăr care crede în România. Sunt un tânăr care se vede în România și în 2030, și în 2040, și în 2050, însă cu siguranță sunt un tânăr care crede că România în care va trăi în anul 2050 va arăta totalmente diferit. Și dacă vrem ca o societate, ca o comunitate, să ajungă să arate diferit, trebuie să acționăm în educație. Pentru că acesta e singurul mod prin care putem să remodelăm mentalități, să remodelăm comunități, să remodelăm societăți. Așadar, dacă e un lucru pe care vreau să-l transmit în seara aceasta, este unul singur. Acum, în această seară, în acest moment,
Acum e momentul să îndrăznim, să credem în transformarea educației din România. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, George! Cum zicea el, în 2050. Ei, eu vreau să spun că 2035 scopul nostru este să, adică în următorii 4 ani, nu, 35, nu, stai așa, cum poate arăta în 2035, dar vrem ca în următorii 4 ani, nu mai mult, să ajungem la 3500 de școli. Există deja un plan pentru asta. În 2021, rețeaua de școli și de companii trebuie să fie de 2 ori mai mare. Iar fiecare an care vine trebuie să aducă o creștere exponențială. Iar pentru asta avem nevoie de 187 de companii partenere în 2021 și cel puțin 400 de mentori. Așa că vă așteptăm alături de noi, este loc și e de lucru. Este de lucru într-adevăr, pentru că doar așa putem să mergem mai departe și să îmbătrânim liniștiți. Eu vreau să îmbătrânesc liniștit. Eu vreau ca cei mici, fiica mea, fiicele mele, să aibă parte de o educație. Iar problema cea mai mare în învățământ în momentul ăsta este că sistemul de educație se apropie foarte greu de dorințele copiilor și dorințele elevilor și studenților. Și de asta, prin AVE, noi asta vrem să facem. Vrem să modelăm directorii de școli să aducă educația, curriculumul ăla care este greoi, să-l aducă mai accesibil și mai prietenos pentru copii. Și nediferențiat pentru diversele categorii de elevi. Exact, să-l adapteze. Și iată, din nou, facem referire la acest pol cu cele 9 puncte. Votați, înscrieți acolo toate opțiunile voastre și răspunsurile sunt dinamice și variază în funcție de cum continuați voi să votați. El rămâne deschis, acest pol, în continuare. Și, pe de altă parte, vă promiteam că la început avem o hartă dinamică cu rețeaua de companii care are puterea să transforme educația în România. Iar în această seară avem deja aici 400 de oameni care reprezintă companiile care au puterea să transforme educația în România. Avem nevoie de aceste companii pentru că au această putere. Iată harta, iată companiile. Aș vrea să le citim pe toate. Dar nu avem timp, că sunt multe. Sunt 400 de oameni. Ce facem de mâine? Bună întrebare! Da. Ce facem de mâine? Ziceți voi ce facem de mâine. Păi, în primul rând, mobilizarea pe care am reușit să o avem astăzi nu este despre un eveniment, ci este despre o acțiune pe care o demarăm acum, din acest moment. Chiar dacă gala noastră se apropie de final, acesta este începutul. Exact. Rețeaua rămâne deschisă. Evenimentul acesta este live, puteți să-l share-uiți către toată lumea. Puteți să vă răspundiți, după cum spuneam, fiecare aveți conexiunile voastre, fiecare aveți resursele dumneavoastră la îndemână. Puteți să punem mână de la mână să ajutăm directorii de școli să facă față mai ușor acestor greutăți și să ne aducă elevii pe calea cea bună. Pentru că doar așa, având niște elevi educați, putem să spunem că putem să evoluăm din ce în ce mai bine în România, nu? Da. Noi vă invităm să le scrieți colegilor noștri, să le scrieți celor de la AVE, să vă implicați, să bifați modul în care considerați că puteți contribui la transformarea educației în România și ca de mâine să intrați într-un parteneriat cu AVE, Asociația pentru Valori în Educație. Dacă toți în acest moment, practic ne-am apropiat de final, dacă o să închideți aplicația și o să vă puneți un pahar de vin și o să vă uitați la Netflix, puteți să faceți asta, dar nu înainte să vă faceți un tabel cu ce ați putea dumneavoastră să faceți pentru AVE și pentru directorii de școli și implicit pentru elevii noștri. Țineți minte, educația nu mai poate aștepta. Trebuie să facem cu toții ceva. Nu-i așa? Așa este. Este responsabilitatea noastră, morală în primul rând. Și cred că educația începe cu trezirea acestei conștiințe morale în fiecare dintre noi, în ceea ce privește educația. Cu dragoste, cu iubire și cu speranță, vă urăm seară frumoasă și nu uitați,
educația nu mai poate aștepta. Vă mulțumim! Seară frumoasă! Imaginează-ți că suntem în 2035 și că ne uităm înapoi la anul 2020 și la felul în care acesta a schimbat sistemul de educație din România. Pandemia globală a lăsat o treime din copiii din întreaga lume în afara sistemului de școlarizare și ne-a arătat cât de nepregătiți suntem pentru era digitală în care trăim. Criza a creat inechități mai mari decât oricând până acum într-o țară în care unul din cinci copii părăseau oricum școala timpuriu. A scos însă la iveală și unele dintre cele mai remarcabile reușite de mobilizare, prin care profesori, învățători, educatori, părinți, municipalități, companii și o întreagă comunitate din jurul școlilor și-au unit forțele și resursele pentru a găsi soluțiile necesare. Privind la unul dintre cei mai grei ani, vom putea spune că am reușit să transformăm provocările în oportunități și să creăm împreună premisele cele mai importante pentru transformarea educației din România? Gala premiilor pentru directorii anului 2020 aduce împreună școlile care au făcut cu adevărat o diferență pentru elevilor și unește sute de directori de școli, zeci de organizații care lucrează în educație și peste 300 de lideri din business, pentru ca împreună să găsim inspirație, exemple remarcabile și șansa de a aduce resursele noastre împreună. Alătură-te celei mai mari mobilizări pentru transformarea educației din România. Educația nu mai poate aștepta. Educația are nevoie de lideri.